Alinuș, mai suntem prieteni? Că fumăm o țigară aici. Filmează-mă și pe mine, să apar și eu în vlogul tău. Da? Așteptăm să vină tata. Pe bune? Ai crezut că tu nu vrei să apar la mine. Că nu ești finul meu, dacă nu mai mă împac cu Dana, o să fii finul meu. A, dacă? Dacă mă împac cu Dana... Nu mai suntem fin și naș. Dana știi că nu vrea. Păi nu, dar tu trebuie să vrei. Că... Păi da, ea nu înțelege, e supărată pe tine de când pază atunci cu apa de la... Da, dar spune adevărul, Leo. Păi da, dar eu te-am pus atunci cu apa. Vezi? Tu n-ai nicio vină, eu sunt. Chiar am zis, Dana, nu. I-am zis, dar ți-am zis atunci că eu l-am pus pe Cristi. Nu te crede. Nu e vina lui. Nu te crede. Nu mă crede, da. Pentru că știe că și tu ești tupeist. Da, mă, era apă ca să iasă dracii din ea, n-a fost nimic altceva. Nu mai vorbi iar acum, nu mai glumi. Nu, dar de-aia a făcut semnul atunci. Era o vorbă, era că... Ți-am zis eu că na, a fost situația după aia și mie mi-a părut. Te văd că nu s-a dat faza la televizor. Dar nu s-a dat, nu contează, dar problema e că... Tu ai fost problema acolo, nu eu. Nu, da, eu am fost problema. Te vezi? Dar nici eu nu trebuia să mă pun la mintea ta atunci, că nu am făcut nicio bine. Recunosc că n-am făcut bine. Așa zice, poate, și mie îmi pare rău atunci. Ia telefonul tău să-i dăm și noi un share la Fiță cu Adiță, că a apărut emisiunea. A apărut? Da, zi, vezi, că mi-a dat 1000 pe ăla, cum îl cheamă, pe WhatsApp. Păi da, mi-a dat și mie, stai. Deci tu ești vinovatul, Leo, de acum mulți ani de zile. Dar aia ne păcasem noi atunci, nu mai aveam nicio treabă. Trecuse de faza asta. După aia, na, acum, na. Ai dreptate, uite, na, că e problema că ea nu uită, ai înțeles? Aha, iartă, dar nu uită, nu? Da, cam așa e problema. Leo, e ok cu bagajul lui Ion? E ok, e foarte bine. Deci nu i-a dispărut nimic, n-am avut nevoie de nicio e haină. E bine bagajul lui Ion, l-ai adus cu întreg, uite, am luat și eu o geacă pe mine. Vrei să spun ceva? El nu știa de ceas. Ion? Nu știa de ceas. Păi la... nu știe de... Păi nu... Dar ceasul ăla de unde l-a realizat? De la Mihaela. Sau de la mine? Mihaela, de la care? De la Mihaela. Da. El avea în geant acolo, dar nu mai știe ce avea. Pentru că asta cu noi de 3 zile, îmbrăcat numai așa la fel, frate. Un tricou de 3 zile și mirosea și puțea. Pe bune. Chiar aș vrea să bată toți prietenii. Să vedeți că are haine. I-am dat hainele mele de la pușcărie, care am venit cu ele înapoi. Tu ai dat și la oamenii aia de care are grijă, de patron, am văzut. Ai dat haine. Da, le-am dat haine, da. Deci, n-ai cum să minți. Da, băi. Păi, da, nu e vorba că minte, e vorba că mi-e pare rău de el, dar el îmi vorbește prea urât. Răspunde aiurea. Adică răspunde foarte aiurea. Nu știe adică, nici să se poarte el cu tine. El trebuie să crede vedeta acum, pentru că eu am glumit cu el, am zis Ion Dileaua, Ion Dileaua, și el să crede vedeta Ion Dileaua. Păi da, și-a luat-o în cap. Păi da, vedeți, și-a luat-o în cap și dacă își o ia în cap, să se ducă. Păi eu zic să se ducă acum mai bine. Acum se duce, auzi, la Marian, la Severin, se duce la unul Cristi, la fratele lui Marian, că i-au dat ei training-uri și ce au mai eu, dat. Dacă e... Vine în locul lui Ion și te ajut eu, cum am vorbit din America. Țin minte că ziceai că se umblu cu tine? E, nu e problema, mai stăm puțin, Cristi. Bine, stăm. Mai am și eu 2 săptămâni. Până mă operez la ochi, când mă operez la ochi, gata, o să vin la București și umblăm împreună. Bine, că trebuie să-mi găsesc gagică. Deci trebuie să-mi găsesc, dar nu vreau, până nu mă operez la ochi, nu vreau gagică. Da, că nu o vezi bine, dacă da, te... Păi vezi. Nu văd bine pe gagică. Asta zic, cine, la ce te uiți? Sau pui pe altul să uite, n-ai cum, nici așa. Nu, n-am cum, e problema că acum am pe una, ela din Anglia, care voi pleca cu ea de rebelion la... La Turcia. La Turcia, Istanbul. Istanbul, da. Păi înseamnă că vin și eu, dacă mergi cu ea. Păi vii și tu, normal că vii și. Chiar dacă nu mi-am luat bilet, vin așa. Ei, dormim acolo toți, nu mai contează. Bine, rău. Ce, dori și tu pe canapea pe acolo, nu poți să dori? Ce, nu pot, adică lei pe Ion și nu vin nici eu, sau ce? E fată, ok, erai de-a noastră. A, dor cu Ion Dileu, auzi. A, Ion are cameră, da, Dileu? A, Ion, da. Bine, dar dacă dor cu Ion în cameră, cred că Ion nu mai dorme acolo. Mai bine dor pe jos, lângă tine, acolo, decât să ia dor cu Ion Dileu. Unde e Ion Dileu? Unde e Ion Dileu? Ioane! Dileu, vină cu Dileu! Bă, Ioane, vină cu a! Ia, te ascultă? Leo, dacă vrei să fac filmare pentru ăla al tău, hai să facem și pe ăla al tău. Nu vrei? Asta e Alin, care a băgat strâmbe la... A Ion Dileaua, că i-am aruncat bagajul în stradă. Tu ești ăla. L-ai încurajat să vorbească urât despre mine. Pe bune acum, de ce ai făcut așa, Aline? Nu e adevărat. Ioane, ce faci, Ioane? Nu filmești tu pentru canalul meu? Ioane. Ia, vezi ce zice Leo. Te-ai chemat Leo. Ioane, ia vină în coace. Nu filmezi deloc. Bine, nu filmezi. Cu noi în,
În Turcia merge Cristi. Bă, nu mai visați, s-ar putea să mai eu să nu mai merg deloc. Da, o scăbi și eu. Pă cum nu mai merg deloc, mă, că n-am cum merg. Tu n-ai plătit nimic și mai mai spre. O scă ți-a luat camera. Da, plătit cu una am plătit. Ți-a luat camera, o zi ce plăcut. Dacă n-am plătit banii, prostule. Dar tu ce ai ia camera lui, mă? Cristi, Ioane. Mergi cu Cristi, băi. N-are pașaport, ce pașaport? Facem, că nici eu n-am pașaport, dar facem, că facem pașaport. Bine, că am și eu pașaport. Într-o săptămână. Eu am de America. E tot de România așa ăla. N-am... Pe da? Păi și-ți faci pașaport? Ai buletin? Nu, că am. Da? Nu merge nici cu buletinul în Turcia, să știi. Păi, Ioane, dar îți dai seama să dormă Cristi cu tine în Turcia? Dormi amândoi în cameră? Pentru că Cristi nu se pune, Cristi în Turcia nu se pune. Poți să dormi cu el. Du-te, măi, băi, vrei să spun ceva, o fază de Paște, când a fost la tine. Auzi, de Paște când a fost la tine la Strehaia cu patronatul, în ce mai ți-aduce aminte? M-a pus Anca să dorm cu John în patul tău. L-a băgat în patul tău. Și a dormit cu John. Nu, și ce am făcut? Am plecat la Arad la o prietenă de-a mea și n-am mai stat acolo. Atunci. Și manivelă unde a rămas? În patul tău a dormit. Păi trebuia să-l iei pe manivelă să dorm cu el. Nu, scos să dorm. Ia și tu ești de acord ca Anca. Am un frig în noaptea în scămori. A, dacă eram eu ne încălzeam. Ne încălzeam, a? Suntem spate în spate și tot ne încălzeam. Da, doarme Cristi cu tine, Ioane, la Istanbul, e forță. Ești forță. Ești sport, păi de ce să dormă singur, nu mai mergi? Uite, nu. Ia întrebul dacă mai mergi. Auzi, dar trebuie să-mi iau un cârlic la mine să-l pun la nas. Mai mergi în Istanbul? Nu știu, n-am de unde să știu. Păi cum nu ai dus? Săptămâna viitoare nu cred că mai vine. Păi nu săptămâna viitoare, de Revelion. Nu știu dacă apuc. Păi mă, crezi că mori? Nu știu dacă apuc să fiu mai în București. Păi de unde te duci? Dacă în Austria. Nu, Elveția zice. Elveția, am contract. Elveția, auzi, în Elveția pleacă. Am contract. În Elveția? Păi cum pleci ca acolo să iei pașaport în Elveția? Lasă-mă, am eu om tot care nu face da? Nu vrei în America? De ce? Cu călăuze, cu astea pe la mexicani? Da. Nu? Johnule, așa să reacționezi tu la adresa mea, pe cuvântul meu? Păi nu, eram într-o bază de sistem nervos și nu mai puteam. Uzi! Hai băiatul, te-am adus orez și cărniță. Hai, vină cu aia. Uzi! Hai, Ozi, hai! Hai, Ozi, hai, băiatul! Hai, bă, să mănânci, bă, vină cu aia! Uite, vină cu aia, să mănânci aici, să te vadă lume! Uite, vezi, să mănânci aici! Uite, ai și orez aici, e cărnița aia! Ia, Ozi, ia! Mănâncă! Mănâncă bine, bă! Bravo, Ozi, că hai, bă, stai sătul! Uite, uitați-vă la ei, i-a dat vecinul să mănânce! Hai, mănâncă! Nu e rușine. Hai că e cărnița aia. Cine e? De la chinezi. Uite, a luat. Bă, stai mai aici și mănâncă. A furat și a plecat. Așa face. Uite, a luat toată carne. Bravo, vă zic. Da. Cred că de la nu mănâncă pilav de la. O să văd dacă mănâncă pilav. Nu s-a duc cotletele. Așa o zi, hai, ia de acolo, mănâncă și pilav. Uite, ai și ciuperci acolo. Hai, mănâncă tot. Bravo, zică.
Ce te uiți la mine? Iar ai probleme? Good? Bun. Ia uite, a luat bucata, a plecat. Eu mănânc în partea aia acolo. Să o le ascund, ia să văd ce faci. Nu, o mănânc acolo. Bravo, mă. Vom să adun repede carnea. Ne vedem după aceea. Las camera ca să-l vedeți pe o zică cum vine și ia carne de acolo. Unde ești o zi? Ai mâncat? Ai mâncat o zi? Păi da, masă, spui să mănâncă. Uite, am adus și cotletele, am adus și sticla de suc. Asta unde le pun. Uite, o zi, am mai luat o zi? Înainte am mai luat, a? Vreau să pun asta aici. Uite, o zile, cum s-a luat la stradă, că... Mi-am luat și Pepsi, beau din sticlă că n-am paharul pregătit. Belea. Belea de belea. Hai, uite, și mănâncă. Belea de sârme aici. Să curăț grătarul. La o parte o zi. Așa, nu-i așa. Să stau aici să nu vină o zi. Să se ardă la grătar. Pleacă de aici, că te arzi. Uite, o zi vine chiar aici, în grătar. Pleacă de aici, bă. Că nu e ok. O să ai fierbinte. Ce știi tu? Nu? O zi e paznic aici. Nu de o mașină, pop și eu. Punem grătarul, perfect, bărbătesc. Mai am spăl pe mâini, am furculița. Ia uita și cotlete am aici. Astea sunt alea cu os, condimentate, pregătite de patronul. 3 bucăți mari filate. Belea de belea. Mai bag un profiterol la ghiozdan. Belea de belea. 13 lei și ceva din Kaufland. La ofertă de la 20 de lei la 13 lei și ceva. Mă duc și mine să iau. Dacă mai găsesc. O să las și lingura aici.
O zic că facem un TikTok. Un TikTok. TikTok, TikTok. Bun, good. Bună zică. Ne înțelegem noi acum, ne înțelegem, nu? Așa, bă, nu, că băiatul, bravo, bravo. Eu ce-i place lui Ozi, mă. Bravo, băiatul, bravo. Încă tot. Tot să mănânc. Așa, bravo. M-am gândit și la el, mă. Bam, bam. Uitați ce mănâncă Ozi. Am mâncat toată carnea și acum a ajuns la ciuperci. Are și orez acolo. Și ne mâncăm grătarul, o zică. Da. Să filmez de aici, a? Nu se vadă altceva. Pum, mă întorc. Și aia e. Am uite grătar aici. M-a prins 9:30 seara. Profiterolul și mâncarea Ozi. Uite așa mănâncă Ozi și ne-a mai... Uite, a mâncat carnea și a plecat. A luat câteva ciuperci și a fost. A scolat acolo să mănânce. Mi-a fi foame. Aproape gata. Ozi, aproape gata, bă. Hai băiatul. Băiatul, ce faci? Ce faci? Hai să mănânci. Uite aici, hai vine aici. Uite, mai mănânci asta? Hai, trebuie să mănânc. A, vrei carne, vrei friptană? Ce bandit ești. Nu ți-am dat, mă, carne, tu ai mâncat. Ai mâncat de la chinești. Carne de câini. Mă las puțin. A, hai să mă las pe asta puțin. Te las aici, da? Nici nu pot să țin mâna aici. Hai să mai las puțin de tot. Mă întorc o dată. Încă o dată.